copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Spaima la ora de culcare. Niciodată, dar absolut niciodată, să nu te dai jos din pat pe întuneric, fără să aprinzi lanterna. O avertiză mami pe Amy. Poți călca foarte ușor peste un miriapod sau un scorpion, ori chiar pe un șarpe. Amy știa că lucrul acesta era adevărat și își amintea întotdeauna de el. Mă rog, aproape întotdeauna, pentru că doar odată a uitat. S-a întâmplat într-o noapte când i s-a dat voie să meargă la o întâlnire de studiu biblic cu părinții ei și cu un musafir care stătea la ei. Era târziu când au ajuns acasă, iar Amy, cea somnoroasă, era bucuroasă că în curând avea să fie în patul ei. Casa cea mare în care locuiau avea dormitoare pe fiecare latură, având în centură o cameră spațioasă și lungă. Salonul era la un capăt, iar sufrageria la celălalt capăt. Când au ajuns acasă, tati, mami și musafirul s-au așezat la masa din sufragerie pentru a mai conversa puțin. Lumina din sufragerie era suficientă ca să se vadă puțin și în dormitor. Amy s-a urcat în patul ei, și-a dat jos hainele și s-a îmbrăcat în cămașa de noapte. Apoi s-a dat jos din pat și s-a așezat pe jos ca să-și scoată din picioare încălțămintea și șosetele. Când s-a ridicat ca să se urce înapoi pe pat, ceva rece i-a atins partea din spate a picioarelor. Instantaneu, ea a alergat în sufragerie țipând: "Un șarpe! Un șarpe!" Mami a sărit în picioare când Amy a ajuns în brațele ei. Mami o ținea în timp ce ea se zbătea tare și țipa. Atât tati, cât și musafirul au sărit și ei în picioare și s-au grăbit să o ajute pe Amy. Ei puteau vedea ceva negru mișcându-se încoace și încolo sub cămașa de noapte a lui Amy, în timp ce ea se zbătea să nu fie mușcată. Încercau din răzputeri să îl prindă, dar Amy se zvârcolea așa de tare încât nu reușeau să îl prindă. "L-am prins! L-am prins!" strigă tati într-un final, punând piciorul pe el. Dar când a văzut ce era sub talpa lui, tati a început să râdă. Musafirul s-a uitat la ce era sub piciorul lui tati și a început și el să râdă. Au râs atât de mult încât abia se mai țineau pe picioare. Mami s-a uitat în jos și a văzut de ce râdeau, dar ea nu a râs. "L-au prins?" suspina Amy. "Da, draga mea, l-au prins," îi spuse mami, dar nu era deloc un șarpe. Tati și musafirul nostru pur și simplu erau bucuroși. "Că tu ești bine." Cineva uitase plicul de muște cu mâner de sârmă pe patul lui Amy. Când ea s-a dat jos din pat, acesta se prinse de cămașa ei de noapte. Când s-a ridicat de pe podea să se așeze din nou în pat, mânerul rece de sârmă al pliciului i-a atins piciorul. Cât de bucuroși au fost cu toții că Amy era în siguranță. Ar fi putut foarte ușor să fie un șarpe, așa că i-au mulțumit lui Dumnezeu că nu fusese cazul. Crezi că după această întâmplare Amy și-a amintit să folosească mereu lanterna? Ce credeți? O, sigur că da! Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!